iată, pare rău că ne vedem în situația asta. Și iată că ne vedem în această situație și înțeleg că ceea ce se întâmplă multora dintre noi se întâmplă, văd, destul de frecvent, iar în cazul tău devine chiar serioasă situația. Cred că este cu mult mai grav cazul. Eu nu am avut nimic cu el, n-am ieșit în viața mea la un suc, asta mă sperie și mai mult. Dacă ar fi fost un fost iubit, să zic, n-ar fi putut trece peste despărțire. Poate mai înțelegi, deși nici așa nu era ok, dar este vorba despre un băiat care a dezvoltat o obsesie pentru mine de foarte mulți ani, eu cred că de la vârsta de 18 ani, cam așa, pentru că la secția de poliție, când am fost joi seara, am auzit că el ar avea 24 de ani. Îl cheamă George Pepa, tot de la poliție am auzit, pentru că el de foarte mulți ani își folosește pe rețele de socializare numele meu, își spune George Trașcă. Și a făcut tricouri cu imaginea mea și cu numele meu și le-a purtat și a scris pe mașină Trașcă foarte mare. Și... Dar tu de când ai a luat la cunoștință de existența lui? De când a început el ție să-ți dea semnale? Cred că sunt 5-6 ani, nu știu exact, când el, având o obsesie, s-a gândit cum să dea de mine, a mințit ceva foarte urât la televizor, eu nu știam de existența lui, bineînțeles că nu era adevărat. Așa el a ajuns față în față cu mine la o emisiune la Capatos, a fost o singură emisiune, și a dezvoltat o obsesie și mai mare decât m-a văzut în realitate. Și de-a lungul anilor m-a tot urmărit. Odată am fost chiar la prizlop, mi-am dat și eu check-in că eram la prizlop, adică mi-am făcut o postare de acolo și cred că stă pe undeva prin prejur, că deja am primit de la el că avea niște flori și că să nu plec, că vine el vine, vedea. Da, și m-a hărțuit peste tot. Când vine în București, normal, din check-in-urile mele, a știut unde îmi fac părul, a intrat peste oameni în salon și le-a spus: o iubesc, e femeia vieții mele, trebuie să mă ajutați să fiu cu ea, îmi trimite mesaje că mă omoară și că nu e frică de poliție, mi-a și demonstrat treaba asta. Dar de ce să te omoare dacă te iubește? Pentru că eu nu accept să fiu cu el. Mi-a spus: cu sau fără voia ta, vei fi cu mine. Nu, nu am, cum să zic, cred că poate să fie ultimul bărbat de pe fața pământului, că nu aș putea să am absolut nimic cu această persoană, mă simt terorizată și îl simt în stare că, nu știu, e capabil să bage cuțitul mine. Asta este frica și senzația mea de ceva timp. Am și mers la poliție, sper să se sesizeze cineva, pentru că joi, când am fost la poliție și am stat acolo o grămadă de ore, eu nu am chemat presă, n-am chemat nimic. Am crezut că se va soluționa cazul într-un fel, mai ales că... Deci el mi-a găsit joi mașina în fața blocului, mi-a trimis o filmare că e acolo, că nu pleacă, m-am rugat de el de... Deci el știe și unde stai, știe absolut acum totul. Da, din cauza asta m-am speriat și am decis să merg mai departe, m-am speriat și mai rău, pentru că da, e posibil oricând să-mi dea în cap, adică despre ce vorbim. El nu acceptă refuzul meu și nu știu. Uite, și azi noapte a fost la mine la blog, la 4 dimineața, s-a filmat, mi-a filmat mașina și mi-a lăsat un bilețel la mașină, te iubesc, Simona, și o cutie de bomboane. Dar joi, când am chemat echipajul de poliție după 2 ore și ceva, a avut o reacție agresivă, că am chemat poliția și eu i-am zis, rog, recunoaște de față cu poliția că ai spus că mă omori. Și l-a zis, da, recunosc și mi-asum. Eu am fost sigură că îl vor reține, nu știu, în... gândirea mea de om simplu, normal, că va fi reținut măcar 24 de ore, că nu poți să ameninți un om așa cu moartea, pur și simplu, și în fața poliției. Și țipa prin secția de poliție că au mai chemat încă un echipaj pentru că el a devenit agresiv. Ne-au dus pe amândoi la poliție, am stat acolo o grămadă de ore, mi s-au luat declarații, alte declarații. Al doilea polițist care mi-a luat declarații, fiind mai în vârstă, mai experimentat, mi-a spus: te rog să ai grijă, are profilul unui obsedat. I-am arătat toate mesajele, tot l-au văzut cum țipa pe acolo prin secția de poliție: te iubesc, ești femeia vieții mele, nu renunț la tine, mi-asum tot. Vorbim despre individul din imagine? Da. El este? Da, el are este. 24 de ani, că pare mai matur. Așa am auzit acum... Așa am auzit acolo în secție, vă zic ce am auzit și eu așa, pentru că făcusem și atacuri de panică și, ce să zic, să te amenințe cineva cu moartea și de față cu poliția, pentru mine a fost și mai șocant. Deci l-a lăsat să plece, spui tu, i-a luat o declarație, da. El a mai depus plângere penală. Dea niște declarații și să pot pleca eu acasă ca să... Și acum, după ce ai ieșit din secție, ți-a mai scris ceva? Da, chiar de a doua zi.
Că ce? A doua zi mi-a trimis mesaj, ai grijă de tine, nu știu cum mi-a zis el, te iubesc mult, nu voi renunța la tine, te rog să nu-mi faci ordin de protecție, că nu e ok, adică gen să-l bag la pușcărie, că el mă iubește tare mult și oricum nu o să renunțe. Mi-a spus, oricum nu voi renunța la tine. Hai să vedem atunci o parte din mesaj, oricum nu cred că poți să faci ordin de protecție, pentru că nu sunteți... Nu pot, da, astăzi am aflat... Aveți o relație, nici de familie, nici concubin, nimic. Nu pot, decât control judiciar, am înțeles. O să vorbim despre aceste lucruri, până atunci vorbim despre aceste mesaje de amenințare sau ce mesaje primești tu de la el, însă vă avertizez că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Simona Trașcă și simte pusă viața în pericol. Vedeta susține că este amenințată cu moartea de un bărbat care ar fi făcut o pasiune obsesivă pentru ea. Nu pot să trăiesc fără tine. Cât să mai stau în suferință? Mai bine te omor și așa închei odată tot și fără probe. Nici pușcărie nu fac. Eu te iubesc cel mai mult pe lumea asta. Degeaba te plângi la TV. Ești cu iubirea din 2012. Tot așa zici. Fals. Totul e fals. Eu te cunosc. Tu așa vei rămâne mereu. Și la 50 de ani tot singură vei fi. Nu te mai ia nimeni la ce urmări ai. Poți să te superi, dar așa e. Tu nu știi prin câte am trecut eu pentru tine, nu? M-am certat cu toată familia. Am plecat de acasă. În fine, distrează-te cu alții, dar mă întorc și se va ajunge departe. Te iubesc. Tânărul nu s-ar fi rezumat doar la mesaje de amenințare. Acesta ar fi mers în urmă cu 5 zile în fața blocului unde locuiește Simona Trașcă. Acolo, bărbatul i-ar fi trimis poze cu mașina ei parcată ca să-i arate că a aflat și unde stă. Speriată, vedeta i-a trimis un mesaj. Pleacă că e nervos, fratele meu. Aici stă el. Reacția bărbatului nu a întârziat să apară. Acesta i-a trimis un emoticon. Tu stai aici, știu sigur. Mă, tu chiar trebuie să mergi la un tratament. Tu îți dai seama că noi n-am ieșit la un suc și tu mă terorizezi? Că ai tu obsesie cu mine, nu e problema mea. Cobori să te văd, să vorbim? O să merg la poliție, jur, gata. Termină cu astea, că nu ți-am vrut răul niciodată. Nu mai suport să parchez mașina departe de bloc mereu și tu tot o găsești până la urmă. Dar de ce să trăiesc eu terorizat în halul ăsta? Mă pândești peste tot. Am vrut să merg să mănânc, nu m-am dus din cauza ta. Nu îmi pun locația unde merg. Faci turul în toată zona mea, lasă-mă în pace. Te las, promit. Hai să te văd și vorbim. Nu se întâmplă nimic. Nu m-am văzut cu tine niciodată în afară de TV. Am crezut că recunoști și nici nu o să mă văd. Ție chiar nu ți-e frică de poliție? Mă hărțuiești. Nu. Nu ai dreptul să hărțuiești așa un om. Te iubesc. Ce iubești, măi, tu? Cum să mă iubești dacă nu am ieșit măcar la o întâlnire? Tu chiar ai o obsesie nebună și aiurea, încetează. Că eu nu vreau să fiu cu tine, ce nu înțelegi? Pleacă, te rog. Dacă îi spun fratelui meu, face urât și nu vreau scandal. Te rog frumos să cobori. Pleacă, m-ai terorizat destul. Tot va trebui să ne vedem. Acum e momentul. La poliție ne mai vedem. Nu plec atunci. Simona, hai, te rog. Vii sau ce faci? Să nu îndrăznești să mergi unde sunt eu. Ba da. O să vezi că o să-ți fie frică de poliție, că nu trăim pe Maidan. Există legi. Ai plecat? Sunt aproape, nu e stres. În scurt timp, Simona Trașcă a sunat la 112, iar un echipaj de poliție a sosit la fața locului, acolo unde bărbatul ar fi devenit agresiv. Dar am văzut că comunicați pe WhatsApp. Are numărul tău de telefon? Are numărul meu de foarte mulți ani. Și nu mă miră că a aflat numărul meu de telefon, din moment ce la un moment dat mi-a trimis tot pe WhatsApp, nu mai știu exact cum a zis, că a dat numărul meu de la mașină la poliție și mi-a dat adresa din buletin și CNP-ul meu. Deci, dacă cum el s-a putut... afle așa ceva? Păi astea sunt date cu caracter personal. Sunt de aceeași părere. El mi-a trimis chestia asta mie pe WhatsApp. Eu de obicei nu-i răspund. Acum i-am răspuns ce ați văzut pentru că era în fața blocului și încercam să îl fac să plece de acolo. Și nu a plecat două ore și ceva, după care am chemat poliția. Cât de serioasă vi se pare amenințarea acestui individ și obsesia pe care el este o... Este extrem de serioasă, mai mult decât atât, din mesajele respective. El la un moment dat îți spune ție, nu e problemă că poliția mie nu o să-mi facă nimic. Dar mi-a deci dat... este conștient. Scuze, mi-a spus de foarte, foarte multe ori că mă va omorâ. Adică nu am doar un mesaj de la el, dar am mesaje de pe diverse numere de telefon, pentru că el mereu își schimbă cartelele și, bine, nici nu-l mai blochez, pentru că înainte îl blocam și își cumpăra altă cartelă și îmi zicea, nu mă mai bloca, că îmi cumpăr alt număr. Și oricum, cu cât îl blochez sau îl îndepărtez, el va face mai rău, pentru că el da, eu de obicei a făcut o obsesie bolnavă pentru tine. A făcut o obsesie bolnavă. Deja nu mai e acel te iubesc, este deja o obsesie bolnavă.
Individul este foarte periculos, da, din toate mesajele și din faptul că te urmărește și deja știe și unde locuiești. Simt, este extrem asta, de periculos. Nu vreau să mă gândesc la ceva mai rău, dar având în vedere că poliția îl lasă liber pe stradă și este un pericol public, da? Acum a făcut o obsesie pentru tine de ceva vreme. Doamne ferește, mai încolo poate face pentru altcineva o obsesie. Dar spune că a devenit agresiv chiar în fața polițiștilor. Cum anume? Da, eu nu mă așteptam. Eu am fost sigură că dacă chem poliția și așa, se va speria, se va intimida, ca orice om, îți dai seama, n-ai cum să... El, din contră, a avut o reacție și mai agresivă, pentru că a zis, de ce n-ai vrut să cobor, să stai cu mine? M-a făcut în toate felurile, n-are rost să zic ce... Agresiv așa. Prin limbaj sau da, și fizic? Da, verbal, încerca și să treacă de polițist, să dea de mine și eu le-am spus, da, mie trebuie să-mi fie frică de față cu dumneavoastră, cu poliția, de el îl vedeți că încearcă să treacă de dumneavoastră, să ajungă la mine și nu luați măsuri. Au mai chemat un echipaj de poliție. Între timp, el a recunoscut în fața polițiștilor că da, a zis că mă omoară și că și-asumă. Și a plecat, bine, mersi, acasă la el. Dacă cineva are informații despre acest individ, dacă îl știți, nu știu, dacă are un astfel de trecut, dacă are antecedente de genul acesta, poate are o problemă, poate are o tulburare psihică, poate are nevoie cu siguranță de îngrijiri, de tratament. O prietenă a mamei lui văzând cazul... Vă rog să ne scrieți pe WhatsApp. O prietenă a mamei lui văzând cazul la televizor acum vreo 2 luni de zile, când el... A mers la televizor, el face orice să mă vadă. A mers la colegii voștri la Antena Star spunând că va recunoaște public că el nu a avut nicio legătură sexuală sau ceva cu mine, ca să facem pace, adică să nu mai fiu supărată, că o să recunoască adevărul. Eu, normal, ca femeie, am vrut să recunoască, pentru că nu e ok, eu chiar n-am avut treabă cu el. Când m-am dus acolo, altceva, fiind în direct, omul a venit cu inelul de logodnă să mă ceară în căsătorie. Deci nu ai cu el, nu? Eu nu am încredere că mă va lăsa în pace sau că va înceta sau nu știu cum se va termina povestea asta. Sper decât să, nu știu, să mă ajute Maica Domnului și să fiu puternică în momentul când o să am confruntarea cu el, pentru că eu sunt foarte, nu știu, convinsă că asta se va întâmpla. Asta simt eu. Adică ce Sper se va să întâmpla, mă înșel. Doamne ferește, ce se va ce întâmpla? Se va întâmpla? Nu pot la nesfârșit să stau închisă în casă, să nu-mi dau check-in-uri, să nu mă duc la restaurante, anumite restaurante la care mă duceam din cauza că el mă terorizează în halul ăsta și umblă după mine și mă amenință cu moartea. Nu pot să mă închid în casă și să nu mai trăiesc din cauza lui. Și odată și odată, da, dar mă va găsi. Dar nimic despre el decât ce ți s-a spus de la poliție. Adică numele, o vârstă pe care tot de la cei de la poliție o știi, dar nu știi unde este el, de unde vine, unde locuiește. Nu, am înțeles că el de fiecare dată când vine în București, în zona aia, la Rin, nu știu exact dacă... Da, el nu e din București, înțeleg. Nu da? Este e din zona, București, dar mi-a spus că o să stea foarte mult în București, chiar se mută în București pentru mine și că nu o să am cum să fug chiar toată viața de el, adică... Domnule avocat. Da. Nu e prima dată când au treaba asta și eu sunt sigur că în povestea ei se găsesc multe, multe persoane și publice și care nu apar neapărat în zona asta publică. De fapt, cea mai mare problemă este că autoritățile văd lucrurile astea așa, ca o glumă. Da, da, exact. Asta ca să stabilim de la bun început. Am fost eu victimă într-o situație de amenințări. Mi-a luat cât? Un an de zile pentru un control judiciar. Mie. Am făcut 5 plângeri penale repetate. Procurorul aproape că făcea mișto de mine. Deci e o chestiune pe care am trăit-o eu pe propria piele. Și ea vine și confirmă lucrul ăsta, că amenințarea la noi în țară este de fapt o glumă. Eu zic că cel mai bine, haide să o scoatem din codul penal. Și eu spun la fel, că pentru mai, că mai eu repet, și nu ne mai în ceea ce mă privește degeaba. Pe mine, nici măcar nu s-a reținut amenințare. Uite, vezi? De către procuror. Suntem trei persoane cu aceeași chestiune doar în platou aici. Antoanela cu Pietroiu nu m-a amenințat, nu există. Eu nu mai am nicio... A venit să te felicite pe tine. Da, a venit să mă felicite. Este eventual urmărită doar pentru că a spart o bucățică din platou și că a intrat dezbrăcată. Dacă femeia intra îmbrăcată, nu pățea nimic, nici măcar pentru atâta lucru nu era, nu era trimis în judecată. Deci e foarte grav că în privința amenințărilor nu se face nimic. Și astfel se încurajează astfel de comportamente. Uite, în cazul ei, că a spus și mai devreme, nu știu, cred că înainte să intrăm cu dezbaterea, că a încercat un ordin de protecție. Fals, greșit, nu aveai de ce. N-are ce ordin de protecție. Oamenii ăștia doi s-au văzut o singură dată. N-au avut am aflat astăzi, dar eu neștiind legea, am crezut că pot obține un ordin de protecție, după care mi s-a spus că nu, n-am cum, pentru că n-am avut absolut odată, nimic. N-ai ordin de protecție. De singurul apanaj al tău ca victimă este ca procurorul, ca organul judiciar,
să instituie un control judiciar acolo. Controlul judiciar, da, domnule, n-ai voie să te apropii, nu poți să-i mai scrii și așa mai departe. Adică este clar că o persoană, cum este invitata ta din seara asta, trăiește din zona publică. Adică nu poți să lipsești de pe la toate evenimentele, să te ascunzi sub un pietroi, că umblă ăsta după tine peste tot. Deci controlul judiciar era.